problemele capitale acum, domnule Predoiu. Foarte pe scurt aș dori răspunsuri la vreo 4-5 probleme pe care noi la Hot News l-am identificat ca fiind majore. Radet are datorii de vreo 3 miliarde de lei la Elcen. Sistemul de distribuție e vechi, am văzut și iarna trecută stătea să puște și necesită urgent investiții majore. Pierderile, știți bine, sunt de vreo 30%. Memorandumul de fuziune cu Elcen, care ar fi dus la stingerea datoriilor de 3 miliarde, a picat. Concret, ce veți face pentru a scoate Radet din această situație? De unde bani? Cum plătiți datoriile? Da. Deci, Radetul trebuie să intre într-un proces de modernizare. Fără asta, degeaba faci fuziune și degeaba stingi datoriile, că să stingi, să acumulează alte datorii. De cum Radet, stingeți Radet este datoria și de unde bani pentru modernizare? Banii pentru modernizare trebuie să fie și de la buget, capitale, și de la guvern, și de la ceea ce putem atrage prin majorarea acestui buget al capitalei. Nu banii, atenție, banii la ora asta reprezintă o problemă rezolvabilă. Cine nu știe asta, înseamnă că nu înțelege nimic de lumea globală. Dar de ce spuneți asta? Pentru că banii există și în România și în lume. Problema e cum folosești acești bani și să n-arunci acești bani într-o companie care produce pierderi ca o mașină de pierderi. Radetul, trebuie să înțelegem, este un plan pe termen lung, nu poate fi un plan pe termen scurt. Cine spune că rezolvă problema Radet mâine, minte. Radet înseamnă și un efort din partea primăriei și un efort din partea cetățenilor, pentru că vor trebui făcute lucrări de modernizare a instalațiilor din subteran. Înseamnă și un efort din partea guvernului, pentru că va trebui să sprijine Bucureștiul, care îi dă peste 20% din PIB, și va trebui să fie evident un efort din partea funcționarilor sau angajaților de la Radet, care trebuie să treacă printr-un proces acolo de modernizare. Deci, până la urmă, nu este o mare filozofie. Peste tot în lume sunt companii care intră în distres, cum se spune, în incapacități de funcționare. Trebuie să modernizeze administrativ acea companie, să reduci pierderile, să elimini corupția, să începi investiții în instalații și după aceea să stabilești un mecanism juridic și financiar care să nu mai producă pierderi. Cam în câți ani, în ce orizont de timp vedeți această societate pusă pe picioare, dacă evident ajungeți prima? Nu. Imediat trebuie acționat și măsurile urgente trebuie luate imediat. Dar modernizarea completă, repetitivă, aceasta durează ani de zile. Minim 4-5 ani. Ce aveți de gând să faceți cu subvențiile la Radet și la RATB, cu gratuitățile pentru pensionari, circa 30% din bugetul municipalității, cam atâta sunt astea. Subvențiile de la Radet și RATB sunt de vreo 600 de milioane de lei pe an pentru fiecare regie. Și întrebarea e simplă, le mențineți sau le reduceți? Deci nu măresc nicio taxă, nu măresc niciun bilet. Ideea e nu de a mări biletul la RATB ca să acoperi pierderile RATB. Trebuie să încerci să modernizezi RATB-ul, să elimini de acolo orice trebuie eliminat, să implementezi soluții de management modern acolo unde e cazul. Și nu să mărești biletul călătorilor ca să acoperi ce nu face compania. Întrebarea era ce faceți cu subvențiile. Subvențiile trebuie păstrate pentru că major. Este un cost. Dar proiectul de consolidare bugetară a primăriei capitalei este central în viziunea mea despre București. Iar este un punct unde mă pricep mai bine decât ceilalți contracandidați. Care este soluția dumneavoastră pentru fluidizarea traficului în București? Da, aici sunt mai multe soluții. În primul rând că nu ține totul de primărie, trebuie să rezolvăm ca să fluidizăm traficul șoseaua de centura capitalei, să finalizăm liniile de metro, să venim cu benzi pentru bicicliști, cu parcări inteligente și să construim mai multe parcări, unde 30% din traficul din centru e dat de cei care caută un loc de parcare. Ori, două din aceste linii de acțiune țin și de guvern. Puneți taxă pentru intrarea în oraș, în centru, vreau sau... Vreau să subliniez un lucru foarte important care ne aparține. Da? Noi venim cu această idee politică și anume de a poziționa Bucureștiul în dialogul cu guvernul, astfel încât să obținem de la guvern ceea ce trebuie. Bucureștiul dă peste 20% din PIB. Primul ministru trebuie să aibă grijă de acest oraș în cooperare cu primarul general. Deci eu vreau de la primul ministru, indiferent cine e el și la ce partid, să ia aminte că până nu sprijină șoseaua de centură și finalizarea metroului, nu își face datorie. Deci trebuie să combinăm aceste soluții, dar tocmai creând un leverage politic pe guvern. Altfel, fără șoseaua de centură și fără finalizarea metroului,
putem să facem cât senzor vezi dumneavoastră de parcare în centru, nu se rezolvă problema. Luați în calcul soluția taxării celor care vor să intre în centru cu mașinile? Am spus, nu vreau să măresc nicio taxă. Această capitală are capacitate de finanțare și poate să atragă prin oportunități create de primărie investiții directe în oraș. Cu creditarea e la limită. Nu știu dacă se mai poate împrumuta în București. A fost o discuție, ambiția mea, nu-i vorba aici doar de creditare. Știu că m-a atacat, dacă nu mă înșel, m-a atacat. M-a criticat domnul Băsescu că vorbesc de această capacitate de a atrage investiții și că orașul are capacitate de finanțare. De acord, dar nu-i vorba doar despre asta, doar de a emite bonduri. E vorba de a atrage investiții directe în oraș. E vorba de a atrage interes economic pentru acest oraș, care să genereze profit pentru companiile din oraș. Companiile din București sunt cel mai mare contributor la bugetul capital. Eu am tot interesul să dezvolt în București un centru economic care să devină motor al economiei naționale. Veți asta continua, folosește București. Veți continua programul de eutanasiere a maidanezilor? Domnul Tapalagă, contra candidaților care au răspunsuri la orice, eu vă spun că nu orice problemă la ora asta comportă soluții tranșante. E o chestiune la care vreau să reflectez. În orice caz, nu putem tolera câini maidanezi în oraș. Asta este clar. Ce faceți cu clădirile monument istoric aflate în stare deplorabilă, în paragină, dar care sunt proprietăți private? Vedeți, aici trebuie să plecăm primul cu inventarierea patrimoniului, încă nu este inventariat, și încadrarea lui într-o viziune urbanistică discutată cu arhitecții din oraș. O să am întâlnire cu Ordinul Arhitecților. Problema aceasta care ține mai mult de obligația proprietarilor față de societate de a-și gestiona bunul aflat în proprietate, care e moștenit sau comparat, a fost tranșată în alte orașe, fie prin măsuri mai dure, fie prin măsuri mai puțin dure. Spre exemplu, la Paris, cei care nu-și pot întreține aceste clădiri monument istoric, au un termen fie să-l înstrăineze, fie vor fi expropriați. Trebuie să găsim o formulă care să adapteze orașului, pentru că una este standardul financiar al Parisului și alta este standardul financiar al Bucureștiului. Dar în orice caz... Vă spun cum e la Cluj, o situație pe care o știu destul de bine. Ești obligat, printr-o hotărâre de Consiliul Local, să-ți refaci fațada și ai două variante. Fie o faci pe banii tăi, prin asociațiile de locatari care se împrumută, fie îți oferă primăria un credit municipal. Deci, soluții de finanțare se găsesc. Nu asta e problema. Dar cum veți face pe dumneavoastră candidația? Să trebuie să consult și bucureștenii. Pentru că ideea mea este de a lua decizii în acord cu bucureștenii. Trebuie făcut un inventar. E foarte simplu să spun, doamne, pun o taxă. Sau vin și le expropie. Și v-am dat un răspuns și lumea spune, știe predoi răspunsuri. Toți știm răspunsuri. Nu asta e problema. Problema este o măsură în acord și cu ce vor orășenii. Știm exact în momentul ăsta câte astfel de clădiri sunt, că primăria nu le-a inventariat. Deci eu, ca un primar responsabil, vin și vă spun, dom'le, întâi să vedem despre câte clădiri e vorba, cine sunt acești oameni, în ce situație sunt ei, că faci un studiu, așa se face. Și după aia, să decelează câteva soluții. Ar putea fi cu taxă, ar putea fi cu expropriere, dacă asta îți permite legea, ar putea fi crearea unui fond, ar putea fi crearea fond imobiliar, de exemplu, ar putea fi credite de la primărie. Sunt mai multe soluții tehnice. Ce vor bucureștenii? Până la urmă, asta e foarte important. Și pe final, o întrebare la care țin mult, i-aș spune chiar testul populismului. Da. Veți da bani pentru biserici de la bugetul primăriei capitalei? Iarăși, e o problemă care ține și de consultarea cu bucureștenii. Dacă orașul ăsta vrea, da. Dacă orășenii nu vor acest lucru, nu. Adică ideea asta că vreau să fac ce numai... Ce vă derobați foarte ușor de răspunde răspundând, domnule, să întreb bucureștenii și ce vor ea este fac. Opor... Da, domnul, totuși bucureștenii ăștia vă votează pe dumneavoastră să fiți primar să luați decizii. Eu pot să le propun un anumit lucru sau... Pentru că, pentru alt, de exemplu, spuneți de catedrala, probabil, la asta vă referiți. Nu, la biserică. E terminată în proporție de 80%. Catedrală. Ce vreți, să o lăsăm așa sau să o dărâmăm? Evident că să-și o finanțeze proiect... biserica, domnul Prădure, că este un SRL extrem de profitabil. Domnul, o societate pe acțiuni care duduie, funcționează mai bine decât asta orice... Dar asta nu ține de primărie. Deci dacă e un SRL care se finanțează și nu este impozitat și mai departe, nu ține de primărie lucrul ăsta. De primărie ține să pună în aplicare niște proiecte pe care le vor și orășenii. Și asta este un principiu al politicii mele ca primar.
Așa cum am văzut că se întâmplă și în Elveția și în alte state. Primarii nu fac doar ce vrea partidul. Sau ce vor ei, primarul cu tare. Eu sunt primarul cu tare și facem așa. De unul a vrut să ne facă autostrăzi suspendate. Primarii fac și ceea ce constată trebuie făcut în funcție de ce spun cetățenii. Ori asta este, după părerea mea, linia corectă. Da, dar și cetățenii vor să știe de la viitorul primar cam ce vrea el să facă cu bugetul. Nu am nimic împotriva bisericilor, dar într-adevăr nici nu văd bugetul capitalei ca un buget care să financeze biserica dacă ea are aceste resurse. Da? Nu despre... E o falsă problemă aici, încă o dată. Este o falsă problemă. Adică ne poziționat tot timpul contra ceva, împotriva ceva. Pentru unii cetățeni e important. Pentru unii alegători o problemă e importantă. Vă spun așa, dacă o să am suficienți bani, îți dau și la biserici. Problema mea primă este să optimizez acest buget. Și e un lucru la care mă pricep. Pentru că bugetul capitale trebuie decăpușat, bugetul capitale trebuie optimizat, administrația trebuie optimizată. Probabil că în momentul ăsta nu este prima urgență a primăriei capitale. Dar dacă în 3 ani de zile noi facem sănătate financiară la primăria capitale și atragem investiții indirecte în buget și am un surplus și cetățenii vor, de ce să vă spun eu acum nu? De ce să vă spun nu? Invers, dacă nu am acest surplus și cetățenii spun nu, eu de ce să vă spun da? Deci nu e nicio vorbă de a mă deroba. Pentru că e vorba de un principiu. Îl acceptăm ca principiu că banii ăștia n-ar trebui să meargă la o biserică a Domnului bogată. Avem până atunci alte urgențe adevărate, dar și asta e o falsă problemă, că și spitalul e urgență, și școala e urgență, și traficul este o urgență. Pentru toate lucrurile astea îți trebuie bani. Și eu mă uit la toți candidații cum au vise frumoase, că o să facem cu tare și o să dregem. Mă, pentru asta trebuie bani. Cine va face diferența în următorii ani în București este primarul care știe să aducă bani în buget, fără să mărească taxe. Primarul care știe să aducă interes în acest oraș. Pentru că, până la urmă, nu e nevoie să finanțezi tu tot. Dacă tu creezi în oraș un centru economic cu zeci, sute, mii de companii, ele însă le pot finanța și aceste biserici sau ce mai vreți noastră. Fața administrației se va schimba atunci când candidați ca dumneavoastră vor avea curajul să spună cresc punctual taxa X, anume intrarea în oraș, pentru că vreau cu banii ăștia și aveți garanția voi alegători că banii ăștia se vor duce în modernizarea infrastructurii rutiere și alegătorii o mai și acceptă. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu poți lua o decizie fără să ai un studiu exact. Crești, de ce să crești? Toată lumea vine și spune cresc. Toată lumea vine și spune mai pun o taxă. Eu am lucrat în privat și știu cum se eficientizează o companie. O companie se eficientizează aducând un management bun, stabilim funcțiuni corecte pentru fiecare poziție și după aceea vii cu investiții. A crește costuri înainte de a moderniza o companie sau o administrație, de a crește taxe înainte să debirocratizezi, să digitalizezi administrația, e o greșeală. Este o greșeală. Foarte simplu să spui, mai dați-mi 5 lei la intrare, cum a făcut Mazăre la Constanța, că așa a vrut el la Mamaia. Ok, și banii ăștia unde să duc? Păi eu întâi vreau să reformez administrația capitalei, vreau să cresc încasările la buget prin creșterea profiturilor companiei, ceea ce creăm în oraș pentru afaceri, vreau să atrag investiții directe, vreau să fac un parc industrial în nordul capitalei, negociind cu guvernul și cu parlamentul să creăm un regim fiscal și administrativ pentru companii, pentru start-up-uri acolo, vreau să creăm un Silicon Valley. Toate lucrurile astea vor crea venituri în companiile private care după aceea plătesc și taxe locale. Și atunci nu mai e nevoie să crești bani. De ce vă spun? Eu n-am nicio rezervă să afirm acest lucru. Știu să fac și fără să creez taxe. Știu să fac. Am mai făcut lucrul ăsta. Făcut în privat. Lucrul ăsta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.